Da, doamna Marcela Saban spune că mesajele individuale pe campus nu funcționează. Ar trebui să funcționeze, deci nu există acest lucru, pentru că noi îl folosesc și eu îl folosesc continuu aceasta. Nu pot explica din ce cauză s-a întâmplat acest lucru. Chiar nu știu. Trebuie să ne trimiteți o captură să vedem ce se întâmplă. Nu are cum. Deci o folosim continuu, constant. Eu o folosesc constant și continuu. Să se respecte cât de cât orarul existent pentru a începe cursul și activitatea. Să dimineața la ore rezonabile pentru noi și ei nu vor ști care își dau interesul. Da, înțeleg acest lucru, Ionel. Din păcate, nu am eu o soluție. Nu vom putea să respectăm exact orarul și lungimea cursurilor și a orelor de seminar în modalitatea online. Nu este realist acest lucru, nu este indicat nici pedagogic și nu este de cursă lungă. Deci nu va rezista nimeni mai mult de o săptămână astfel. Nici studenții și nici cadrele didactice. Acesta este realist spus și nu o spun numai eu, după atâția ani de experiență, ci o spun și toată, să zicem așa, bibliografia de specialitate, fiindcă ne place să spunem acest lucru. Să vedem dacă mai sunt alte întrebări. Nu mai sunt. Zoom oferă o unealtă pentru înregistrarea videoconferinței sau trebuie să înregistrați cu altceva? Nu, Zoom oferă o unealtă pentru înregistrarea conferinței. Dacă mai sunt și alte întrebări, văd că mai sunt întrebări. Nu, dacă puteți să-mi puneți întrebările și legate de ceea ce v-am prezentat acum sau să împărtășiți cum faceți dumneavoastră sau cum v-ați gândit să faceți dumneavoastră. Puteți să vă deschideți și microfoanele pentru aceasta. După câte știu eu, este posibil în zona de webinar. Doamna Rodica Militaru mă întreabă că dorește să-și înregistreze cursurile pe Zoom. Știe că nu poate posta video, nu se poate posta, trebuie posta pe o platformă video streaming, pentru că sunt foarte mari. Cum și cum să faceți, v-am zis, este un tutorial de înregistrare video, iar încărcarea unui video pe YouTube este foarte simplă. Cu un cont de Google și de Gmail se încarcă un video pe YouTube, dacă doriți pe YouTube, și la fel va exista un tutorial, este în pregătire și va fi publicat astăzi, de cum să le încărcați aceste videouri și pe unealta de Microsoft Stream, care este posibilă în platforma UPT-ului dedicată, realizată, să zicem, prin conturile de 360 pe care le avem furnizate de către UPT. Trebuie să anunțați studenții, da, că vor fi înregistrați. Obligatoriu, exact așa cum v-am anunțat și eu, că vor fi înregistrați, exact așa cum începând de astăzi am limitat faptul să nu vă vedeți. Ați văzut că și postarea pe care noi am făcut-o publică este cu mine în principal, nu și cu dumneavoastră, chiar dacă Zoom permite și a înregistrat și acea parte, noi am selectat doar clipul video care se numește Speaker View, deci și chiar dacă v-a înregistrat pe dumneavoastră când ați pus întrebări, am încercat să limităm cât se poate de mult faptul că chiar dumneavoastră, chiar dacă sunteți cadru didactic ale Politehnicii, sunteți publici. Cadrul didactic își asumă acest lucru și îl face cunoscut studenților obligatoriu. Există un YouTube al UPT? Da, există un YouTube al UPT. Din păcate și avem și noi pe cel un canal YouTube. Din păcate, pentru ca să putem să furnizăm canale separate pentru fiecare cadru didactic, tot ar însemna nu costuri foarte mari, fiindcă costurile de trecere la premium nu sunt foarte mari oferite de către YouTube sau de către canalul educațional pentru YouTube, dar înseamnă volum de muncă foarte mare. Ar trebui să vă putem autoriza pe fiecare dintre dumneavoastră 600 de cadre didactice din Politehnica acolo. Din păcate, infrastructura pe care noi avem acum nu permite acest lucru. Deci puteți să puneți pe pagina pe canalul YouTube al fiecăruia dintre dumneavoastră. Poate deveniți virali astfel pe YouTube cu informațiile și cu cursurile pe care vi le arătați. Să știți că universitățile de afară și profesorii de afară își folosesc foarte mult YouTube-ul pentru a sau tot felul de alte unelte video, să zicem, de streaming video, pentru a-și face și a-și populariza cursurile video și a deveni mini-vedete în rândul studenților în acest caz.
cum se organizează o conferință în Zoom pentru a obține link-ul. Da, am să vă arăt și astăzi. Am solicitat prin lista, imediat am să vă arăt, că văd că această parte de Zoom este foarte interesantă. Lista de cursuri întocmită și transmisă vineri. Toate cursurile de la electronică aplicată au fost integrate. Dacă este un curs anume care lipsește și care nu fie, multe dintre cursuri, cum v-am zis, să știți, nu au fost furnizate de către departamente. Le-am descoperit noi în orare, în orarele pe specializări. Deci trimiteți-ne un e-mail exact cu ce curs, cu ce specializare, la ce an ține pe support@ucv.upt.ro. Da, sunt întrebări, cum să ascundem background-ul din filmări? Bun, haideți să trecem să vă arăt pe Zoom câteva dintre lucruri, fiindcă văd că asta este mult mai interesant decât tehnicile de cum puteți să îmbunătățiți cursul. Înțeleg că partea tehnică este mult mai interesantă, așa că am să încerc să vă arăt acum, nu știu dacă reușesc să vă arăt pe Zoom în timp real. Silviu, mă ajut dacă pot să creez o nouă sesiune în timp ce eu sunt... Sigur, da, o creez acum. Da. O să... Vrei să le arăți tu despre cum merge pe Zoom și să le indici unde este tutorialul sau doresc să fac eu acest lucru? Nu am discutat acest lucru înainte, după cum vedeți. O să te rog pe tine să faci, numai să creez o sesiune de test. O face un meeting și o accesez de acolo, da? Da, da. Bine, mulțumesc. Bun. În acest moment am să fac share screen și o să încerc să vă arăt cum merge și cum funcționează acest lucru. Deci dumneavoastră vedeți efectiv ecranul meu cu Google Chrome, da? Aceste tutoriale și absolut tot cum să folosiți este în e-learning-ul pe Terror Campus Virtual, în toate mesajele care vi le trimitem, vă revenim din nou. În acest mod găsiți toate informațiile. Aici este un tutorial de utilizare a videoconferinței Zoom, care este destul de complex și care vă spune efectiv cum să realizați fiecare dintre acești pași. Într-adevăr, n-am mers în profunzime la crearea unui nou background, etc., dar vom crea și aceste tutoriale ceva mai, să zicem, de informații mai mici. În zona aceasta, care se numește Open, de pe site-ul Politehnicii, găsiți foarte multe alte resurse și în cursul de tutoriale de cadru pentru profesori, deci cursul de tutoriale pentru profesori, care se numește TutProf, da? Și din care primiți toate mesajele pe care noi vi le transmiteți, aveți din nou un tutorial de utilizare a videoconferinței Zoom, cât și tutorialele, așa cum am spus, de realizare și de includerea unui video în text. Și l-am arătat ieri, puteți să urmăriți și webinarul pe care l-am înregistrat ieri și să vedeți acest lucru. Da, și acum am să vă arăt cum se poate merge. Deci este platforma Zoom, este aceasta, vă puteți crea un cont, da? În cazul meu eu voi intra cu contul de UPT, care este un cont pro, deci după cum vedeți el așa apare, dar vă puteți crea foarte simplu, a creat colegul meu Silviu Vert un tutorial deja de cum să creează un cont simplu de tip basic și în momentul în care intrați, ați intrat în contul dumneavoastră, în profil, deci în profilul pe care îl aveți și care vă indică ceea ce puteți să faceți. Vă duceți pe meetings, da? Aici vedeți, de exemplu, toate întâlnirile care sunt deja programate pentru diferite cadre didactice. Și aici puteți să creați o nouă întâlnire, da? A creat aici Silviu o nouă întâlnire, dar am să vă arăt cum creați o nouă întâlnire. Chit că este acest lucru și în tutorial. Deci faceți click pe Schedule a New Meeting, creați curs 2 sau în ce dată, să zicem în 18.03, puneți ce descriere este, puteți să vă alegeți un template,
Noi am creat niște template-uri pentru modul de curs examen ca să ne fie mai ușor să creăm în câteva clicuri doar cursul, dar în momentul acesta dumneavoastră nu veți avea, dacă sunteți cu cursul de basic disponibil această posibilitate, îl stabiliți exact când și la ce oră este, voi spune că este mâine, la ora 12, după cum vedeți, să fiți foarte atenți, alegeți ca ora, zona în care vă aflați să fie cea din București, s-ar putea să automat contul să nu recunoască acest lucru, dacă depinde pe ce adresă, pe ce calculator și cum vă conectați la internet, și să stabiliți durata, de o oră sau de două ore. Deci hai să stabilim o oră și 30 de minute. Bineînțeles că întâlnirea poate să dureze și mai mult, dar fiindcă înregistrarea și tot poate să meargă mult mai mult. Dacă doriți ca studenții să se înregistreze, faceți partea de înregistrare, dar în acest moment nu vă recomandăm, pentru că va fi mult mai dificil pentru studenți să poată să gestioneze prin înregistrare și pentru dumneavoastră, nu știu, dacă aveți 5 studenți, da, dar dacă aveți 50, 30, 100, este aproape imposibil. Și bineînțeles să puteți să creați să meeting ID-ul să fie generat automat, dacă doriți să aveți un password, deci să nu poată să intre altcineva la acea întâlnire decât studenții cărora le dați link-ul și password-ul, creați un password. Dacă nu, cum am creat în cazul nostru, că oricine cine primește link-ul poate să participe la acea întâlnire online, anulați aceasta. La fel, solicitați dacă videoul doriți să fie activ doar pentru gazdă, deci pentru cel care organizează întâlnirea, de pe contul cui se realizează întâlnirea, sau și participanții. Cam aceasta este recomandarea noastră, ca pentru gazda să fie, principala care are video și participanții nu. Puneți ca ambele să fie posibile și prin telefon și prin asta. Există aplicații integrate și pentru telefoanele inteligente, nu mă refer la telefoanele mobile smartphone, la care există un app dedicat de Zoom care funcționează foarte bine și care permite o interfață foarte prietenoasă de vizualizare a sistemelor de videoconferință, dar telefoanele clasice, Cisco, de exemplu, prin care se poate conecta. Deci lăsați-le pe amândouă, nu se știe niciodată cum se vor conecta studenții. De asemenea, puteți să permiteți ca studenții să se conecteze înaintea dumneavoastră la acel link. Nu îl recomandăm atât de des și atât de lucru, pentru că ei pot să se conecteze continuu și automat vi se poate porni înregistrarea sau întâlniri sau studenții nu înțeleg de ce nu e nimeni online. Că au primit un link, nu se uită poate cu atenție la ce oră și la ce dată este, dar dacă nu-l selectați acesta, atunci automat vor primi un mesaj de la Zoom, din platformă, care le spune că această întâlnire nu este disponibilă decât la anumită dată și la anumită oră. De asemenea, puteți să faceți ca să nu fie disponibile microfoanele când intră studenții în această zonă și puteți să creați acest waiting room în care dumneavoastră să aprobați unul cu unul ca studenții sau cursanții sau cine se conectează la acel, să zicem, acea întâlnire online să devină posibilă, de să fie posibil pentru ei acest acces. Din nou, este mai dificil de gestionat. Este ok dacă sunt 5, 10, 15 studenți, că trebuie la fiecare să-i aprobați participarea la întâlnire, dar în acest moment noi nu vi-l recomandăm. Și de asemenea să se înregistreze întâlnirea. Puteți să înregistrați direct în cloud, în cloudul Zoom. Durează un piculeț până când se salvează. Zoom este puternic asaltat în această perioadă de oameni care îl folosesc intensiv, nu numai universitățile și liceele, ci și companiile îl folosesc enorm de mult pentru a putea comunica cât mai ușor și a ține întâlniri online. Sau dacă aveți spațiu, noi vi-l recomandăm să-l salvați pe calculatorul vostru personal. Și în momentul acesta am salvat și s-a creat o întâlnire. După cum vedeți, are un nume și are un link. Puteți să ziceți copy the invitation și Zoom vă creează un text în engleză, într-adevăr, pe care dacă doriți trebuie să-l traduceți, care să vă spună efectiv când, la ce ore, vedeți, vă dă și diferite alte ore, de obicei după Statele Unite, fiindcă așa gândește el, dar vă zice și că este la ce oră când în București. De asemenea, puteți doar să copiați parțial acest lucru, deci cum voi face eu, să zicem, acum,
care este întâlnirea și care este meeting-ul ID. Nu i-am pus password, deci nu are nevoie de parolă pentru a se putea conecta nimeni la această întâlnire. L-am copiat și acel lucru se trimite prin e-mail. Sau, foarte simplu, doar acest mesaj de aici și el este trimis prin e-mail. În momentul în care întâlnirea devine valabilă, vă logați din nou în Zoom, dumneavoastră, cu contul dumneavoastră de Basic și faceți Start this meeting. La sfârșitul întâlnirii, el vă va întreba dacă s-o salvați, îi spuneți că da, s-o salvați, îi definiți unde și o va salva, cum am selectat noi aici, pe calculatorul dumneavoastră. Veți avea un fișier de tip MP4, care este un fișier mare de obicei, cu întreaga înregistrare, și după aceea veți avea un fișier de format text cu tot ceea ce s-a discutat în chat, cu întrebările puse și care puteți să le utilizați după aceea și să le integrați. Spuneați că să vreți să vedeți o întâlnire care există. Haideți să vedem una, acest demo. Da? Am să-l fac start meeting in meeting să vedem dacă merge. Vedeți că îmi deschide, că vrea să deschidă Open Zoom și îmi spune clar că nu pot pentru că sunt într-o altă întâlnire. Numai dacă voi anula această întâlnire, voi putea să particip la această întâlnire și dacă vedeți, acesta este mesajul pe care l-am primit. În momentul acesta nu vreau să închid această întâlnire ca să putem să particip la o altă întâlnire. Deci, automat, exact ceea ce bănuiam, nu pot să vă arăt în timp real cum să folosiți. Va trebui să vă bazați pe tutorialele, cum am spus, care le găsiți în campusul virtual și la liber pe site-ul celului, da? În zona de campus virtual de pe site-ul celului. Link-uri care sunt publicate în forum sunt transmise prin e-mail către dumneavoastră. Am să anulez stop share și haideți să vedem dacă mai aveți ceva întrebări legate de aceasta. Timpul pentru sesiune Zoom nu este limitat la 40 minute, da, cu contul basic, deci cu contul de bază pe care vi-l puteți crea fiecare dintre dumneavoastră. Cum am spus, noi am achiziționat 30 de conturi care vor fi alocate cel puțin câte două pentru fiecare facultate și va exista un administrator care le va gestiona. În acest moment este echipa celului, în speță Silviu Vert, care se ocupă de aceste conturi și le gestionează pe baza cerințelor venite prin e-mail pe adresa de suport @cv.pt.ro de către cadrele didactice. Cum anunțăm studenții? Dumneavoastră direct, dumneavoastră primiți de la noi un link cu întâlnirile Zoom sau cu acces la un cont care vă permite să vă creați singur întâlnirile în Zoom și anunțați studenții prin campusul virtual, prin forumul de pe campusul virtual al acelui curs. Că vom avea întâlnire cu mine online, în acest mod, acesta este tutorialul. Textul pe care îl primiți de la colegul meu Silviu Vert este un text standard, care puteți să-l copiați și să-l includeți direct în mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră studenților. Nu noi anunțăm studenții, noi vă anunțăm pe dumneavoastră dacă este o întâlnire creată de către noi, deci de către echipa CEL, deci de echipa de pe campusul virtual, atunci, da, puteți să creați acest lucru și să-l faceți disponibil, să zicem, studenților după aceea. Dacă creați dumneavoastră acea întâlnire din contul dumneavoastră de Basic, din nou, dumneavoastră va trebui să comunicați studenților atât link-ul, cât și modalitatea de conectare la Zoom și la platformă, etc., care face parte din mesajul standard pe care îl primiți de la noi și care este și integrat în tutorialul din campusul virtual. Da, orele de început trebuie să se respecte, că altfel vor ieși la fel și de sfârșit. Deci dacă am decis că este o oră sau este o oră și jumătate sau 40 de minute, dacă folosiți conturile dumneavoastră de bază pe care vi le faceți individual, puteți să faceți cât de multe întâlniri doriți cu studenții și cât de des și cât de lungi, fiindcă este doar responsabilitatea dumneavoastră. Dacă folosiți conturile profesionale ale Politehnicii, există această limitare în timp, deci de durată,
și de planificare a acestor întâlniri și acestor cursuri online, dar automat nu mai există, cum să zic, de spațiu, adică puteți să aveți până la 300 de participanți simultan, 500 chiar cu webinariile, etc. Ca să creați o videoconferință, dacă doriți să o creați dumneavoastră, revin, cu contul dumneavoastră, deci am o întrebare, dacă dorim să creăm o videoconferință, linkul îl solicităm de la cel, linkul îl solicitați de la cel dacă doriți o conferință care să dureze mai mult de 40 de minute și mai mult de, să zicem, cu mai multe persoane decât 100 de persoane, cât este posibil cu contul, un cont pe care vi-l creați dumneavoastră de tip basic, de bază, simplu. Și atunci primiți un link cu care dumneavoastră anunțați studenții de ora și de întâlnirea pe care o aveți. La ora actuală noi am făcut doar pentru, cum am spus, anii terminali, revin, și anii foarte mari din anul întâi, unde au existat aceste solicitări și ne-au fost trimise către noi. Acestea au avut prioritate în acest moment. Da? Nu am dorit ca studenții de anul întâi să se simtă așa foarte lăsați deoparte și ținta oficial exprimată a Universității Politehnică din Timișoara este ca anii terminali să încheie cât se poate de repede și dacă se poate conform calendarului academic existent să poată să susțină licența și disertația în timp util. Să vedem dacă mai sunt alte timp. Cum puteți să răspundeți? Da, din păcate să facem un tutorial pentru aceasta. N-am cum să vă răspund la această întrebare, doamna Mihaela, fiindcă n-am cum să vă arăt în timp real acest lucru. Este imposibil doar pe baza unui tutorial, dar se face dacă mergeți în butonul din dreapta, scuze, din stânga jos, la video, unde este, aveți acea simbol de cameră video. Când faceți click pe săgeată, veți avea acolo Choose Virtual Background și puteți să încărcați o poză, ce poză doriți dumneavoastră. Ideal este să fie una cât se poate de simplă, ca să nu-i deranjeze pe cei din spate să vadă și să o selectați pe acea poză și vă va deveni background-ul virtual în toate prezentările pe care dumneavoastră le aveți. Deci de la setările de video pe la care ajungeți, în butonul din stânga jos, de lângă camera video, de lângă iconița cu camera video, apăsăm pe săgeată. Solicitarea pentru Zoom la suport, coadă de maimuță, kvcv.upt.ro. Standard adresa pe care vă rugăm să o folosiți la ora actuală. Dar, cum am spus, vă rugăm să încercați să vă folosiți conturi de tip basic. Dacă aveți studenți care nu sunt în acest sau cursuri care nu intră acum în acest moment în să zicem așa, în zona noastră de prioritate, adică an terminal sau anul întâi, pentru restul încercați deocamdată până când va exista o metodologie clară a Universității Politehnica și un administrator pe facultate, fiindcă este imposibil ca o singură persoană să seteze chiar și având 30 de canale la dispoziție. Noi am făcut un calcul, ne-ar fi trebuit undeva la 175 de canale ca să putem să păstrăm aceea structură de orar cum există ea acum în Politehnică. Fiindcă, imaginați-vă că pentru fiecare, ca și cum ar fi pentru fiecare sală de curs sau de seminar unde se întâmplă ceva, ar trebui să existe un canal separat ca să se replice ceea ce se întâmplă în campus în modul virtual. Acest lucru este imposibil. Nici o universitate din lume nu și-a asumat acest lucru în acest moment. Și nu este indicat nici din punct de vedere instrucțional sau pedagogic sau uman. Nimeni, niciun student și niciun cadru didactic nu poate desfășura în mediul online. Încercați să țineți o sesiune online de 2 ore și veți vedea cum vă veți simți la sfârșit, câte materiale și cât trebuie să pregătiți pentru ca să puteți o derulați și veți să obositor și pentru studenți să participe. Dacă mai sunt alte întrebări, nu dorește nimeni să-și punească microfonul, să pună întrebări în timp live? V-am deschis la toți microfoanele, dacă doriți să puneți întrebări. Sunt întrebări de către Allow to Talk.
L-am permis pe Mugur. Mugur, poți să vorbești dacă îți deschizi microfonul? Aveai mâna ridicată? Nu știu cine este Mugur, Mugurel? Mugur Dragomir? V-am permis să vorbiți. Puteți să vorbiți, vă rog. Nu mă aude? V-am dat voie să vă și vedeți, Mugurel. Mugurel, ai cuvântul. Nu mai dorește? Eu am mutat, deci nu știu. Ah. Mugurel sau doamna Josan. Doamna Josan, vă da. Puteți să vorbiți și dumneavoastră, dar doar cu întrebări legate de acest webinar. Dacă sunt întrebări legate de încadrarea pe campusul virtual sau așa ceva, v-am răspuns la ele și vom încerca să mai răspundem. Ca să fim cât mai succinți. A trecut o oră deja. Vă rog. Deci, cea mai simplă chestie pe care trebuie să o facem este să ne creăm contul. Asta ca să vedem dacă am conturile create. Contul pe Zoom, pe platforma Zoom. Da, este cea mai simplă în acest moment. Și merge, am zis, pe 40 de minute. Da. Și pentru câți studenți? Pentru 100 de studenți simultan, 100 de conectări simultane. Și după ce au expirat cele 40 de minute, puteți să creați o altă întâlnire. Dar puteți să faceți aceasta în avans, să vă planificați întâlniri multiple cu studenții, nu știu, la intervale orare diferite sau ceva, să comunicați studenților, mă vedeți că sunt și alte cadre didactice la aceiași studenți, deci ar cam trebui respectat cât de cât orarul pe care îl aveți în condițiile acestea, până când universitatea va decide sau fiecare facultate să realizeze un orar special pentru această perioadă și care să fie integrat diferit și pe care atunci, în acel moment, îl vor gestiona administratorii de Zoom de pe fiecare facultate cu conturile profesionale, ca să nu vă mai suprapuneți cu colegii. Dar dacă aveți, nu știu, aveați planificat astăzi de la ora 4 la 6 seminar și laborator cu studenții, puteți să faceți, să planificați o întâlnire de 40 de minute la ora 4, la ora 5 o altă întâlnire de 40 de minute, comunicați cele două linkuri prin e-mail studenților, prin campusul virtual, fiindcă așa veți avea acces singur la ei și rămân linkurile acolo și le puteți vizualiza. Și dumneavoastră și studenții mai târziu aveți dovada clară că ați încercat să faceți acest lucru și cum se pot ele accesa. Și le puteți transmite și porniți cele două întâlniri, una la ora 4 și una la ora 5 după amiază cu studenții. Studenții știu și aveți 40 de minute în care puteți să faceți întâlnirea online. Ok, mulțumesc! Cu multă plăcere! Da, Ioana, Ionel, doamna Ioana Ionel, vă rog frumos, puteți să vorbiți. Am pus întrebarea, am scris-o. Deci dacă a expirat, au expirat cele 40 de minute, de fapt 35 pe Zoom ăsta, refacem cu aceeași parolă, cu același număr? Cu același cont. Acolo spune că dar acolo zice că odată ai voie la demo. Deci toate sunt demo, demo, demo? Da, de fapt toate sunt demo. Da. Toate sunt dar nu, puteți să faceți mai multe. Până la 25 pe lună aveți voie să faceți.